Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, m-am întors la antiaeriană, acolo unde vreme de 3 săptămâni oamenii au protestat în stradă, au întrerupt traficul pentru că voiau un semafor. De-alminteri, cererile lor vin de 10 ani încoace. Da, de 10 ani au început aceste cereri, petiții, întâlniri, audiențe la mărimile zilei și oamenii au spus un singur lucru pe strada asta la aceste două treceri de pieton: mor oameni. După ce un copil de 19 ani a murit, protestele au început, s-au oprit seara de seară, săptămâna asta s-au îmbrâncit cu poliția și azi, coincidență sau nu, numiți-o cum vreți, după un răspuns elaborat al primarului la mijlocul săptămânii, azi aici în fața mea lucrează o echipă. Cine se uită pe Facebook o să vadă imaginile. Lucrează o echipă care instalează un semafor. Fiți atenți, instalează un semafor. Este aici o echipă de la compania municipală care dă găuri, întinde cabluri și așa mai departe. Și o echipă administrativă a primăriei, chiar am zâmbit văzându-i pe aici, e cât o echipă de fotbal, nu exagerez. Deci e o întreagă delegație venită în zona asta. Dar întrebarea mea astăzi e generală, pentru toată România. Oameni buni, ce trebuie să faci în țara asta ca să-ți câștigi drepturile? 10 ani de audiențe, petiții, întâlniri, proteste ca să ajungă la un semafor provizoriu. Sunt aici cetățeni cu care m-am întâlnit și data trecută. Imediat o să dau drumul la dezbatere pentru toată țara. Doamna Drăghia, bună ziua! Astăzi vă văd zâmbitoare! Bună ziua, da, în sfârșit sunt un pic liniștită. Sunt mulțumită, chiar dacă nu este pasul definitiv și este un început în a face demersurile la care noi ne așteptam. Cum adică nu-i definitiv? Păi este vorba despre un semafor care se folosește pe șantierele de lucru, dacă știți, genul de semafor mobil. Dar noi nu suntem niște oameni care suntem veșnic nemulțumiți. Noi le mulțumim frumos pentru că au făcut pasul ăsta, așteptăm să se întâmple și semaforizarea corectă a străzilor care trebuie să se întâmple, însă de data aceasta chiar nu vreau să reproșez nimic, chiar vreau să mulțumesc că s-a întâmplat asta și că cineva în sfârșit ne-a ascultat. 10 ani, locuiți aici de multă vreme, nu? De 7 ani locuiesc aici, în cartierul ăsta. Știu că aveți petiții nenumărate. Foarte multe, dar există. Documentele există și răspunsurile și promisiunile și doar atât, doar promisiuni. Ultima adresă pe care am făcut-o a fost la primărie, în care ceream să-l scoată pe primar din dormitor sau din cărciun, pe unde umblă, nu știu, să vină să numere morții de pe strada asta. Dacă vedeți acolo lângă stâlpul ăla, se vede o cruce care e foarte veche. I-a căzut și placa cu numele. Aici a murit copilul. La 2 zile după copil, unei fetițe de 13 ani au rupt picioarele pe următoarea trecere de pietoni. În 2020, doamna de lângă mine a ținut lumânarea muncitorului de 50 de ani care a murit acolo. Avem filme de la momentele respective cu toți. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră și sună așa: domnule, când faceți atâtea petiții, adică eu nu știu ce omenește să mai putea face în locul ăsta. Ați făcut petiții, ați făcut cereri, ați făcut... Așa este, am ieșit în stradă 20 ceva de zile, începând cu data de 11 când a murit copilașul ăsta, vecinul meu, absolut nevinovat. Nu fac comentarii să spun cine l-a ucis fără milă, da? Atâta vă spun, era un individ care e foarte potentat, foarte mulți bani, foarte multe afaceri, dita mai mașina Jeep, un X5 puternic, care s-a îndoit în partea stângă, deci trecuse și de lățimea mașinii lui, pentru că prima mașină a oprit, trecuse, dar când vii cu 120 la oră, nu te uiți cine e pe stradă. Și același individ, care are afaceri foarte mari în capătul străzii, a trecut de sute de ori pe aici, nu poate să-i învoce că nu știa că-i trecere de pietoni. Cum? Ce sentiment aveți dumneavoastră? Sau în anii ăștia în care ați căutat să rezolvați o problemă la primărie? Revoltă. Cum? Ce vă spuneau? Că-s curios, ce v-au spus 10 ani să vă țină în loc cu treaba asta? S-au făcut petiții nu numai în acest mandat.
Noi nu avem o problemă politică la momentul ăsta, da? Domne, de ce domnul primar Nicușor n-a ieșit? Nu, n-a ieșit nici Oprescu, nici Firea, nici Nicușor, nici Florea, nici... Deci nu a ieșit nimeni, ca să ne înțelegem din capul locului. Nu mă pricep deloc la politică, nu mă pricep. Am știut că legal trebuie să fac niște pași, am făcut și eu ce au făcut restul vecinilor mei, au făcut președinții de asociații ce demersuri trebuiau, da? Răspunsurile sunt aceleași, cu copy-paste, cu o altă dată, cu alt an, da? Cu studiu de fezabilitate, cu nu știu ce. Bine, cât durează, domne, că am... Deci un studiu de ăsta durează cât am eu viață și o să-l aibă nepoții mei, copiii lui Fimiu, ca să știu și eu pentru ce mă lupt acum. Să fie foarte bine înțeles. Oamenii au ieșit mai mult de 3 săptămâni în fiecare seară din cauza nesimțirii oficialilor. Că dacă din prima seară trimiteau un consilier, ceva de la primărie, care să spună, oameni buni, peste 2 luni, peste 9 luni, peste un an, că durează, o să aveți semafoare, toată lumea era liniștită și aștepta acel termen. Ori nu s-a întâmplat așa ceva. Stați o secundă, că doamna Drăghia mi-arată 10 de acte aici. Adică 10 de cereri. Nu, da, uitați aici, da? Domnului primar general, profesor doctor Sorin Oprescu, da? Este? Da, vedeți, este Sorin Oprescu, da. Okay. Economic vorbind, semafoarele astea ar fi costat mult mai puțin decât să trimită armata de polițiști, pardon, greșesc când spun polițiști, dar nu vreau să-i jignesc pe alții. Au trimis mineri îmbrăcați în uniformă de polițist care au bătut cetățenii. Pur și simplu i-a bătut. Da? Bun, da. Vă arăt film făcut aici cu 8 polițiști care dirigeau o trecere de pietoni. 8 și pe lângă ei o armată de jandarmi. Păi da, costurile cu mașinile lor, câte 10 mașini, cu dubă de jandarmi, cu salariile pentru ei, atâtea zile, nu subează mai mult decât... Astăzi dimineață îmi spuneați că a fost o ședință la primărie și că ați primit în sfârșit promisiuni. Da, am reușit să ajungem câțiva dintre noi, din păcate nu eu, că eu cred că în curând o să devin șomeră de atâtea libere care mi le iau. În primul rând să-mi duc copilul în fiecare zi la 12 de la școală acasă, că mi-e frică să-l las pe străzi singur. Dar au fost locatari vecini de-ai noștri care au fost prezenți acolo și în urma discuțiilor de la primăria sectorului 5 s-a ajuns la această măsură care, din punctul meu de vedere, e o măsură bună pe termen scurt, dar să nu uităm de ce anume avem nevoie în realitate ca să fie într-adevăr protecție pentru a putea... Dom'le, nu e vorba numai de oamenii care traversează strada. Trebuie să înțelegem asta cu toții. Dumneavoastră sunteți șofer? Da. Nu vă doriți că atunci când sunteți obosit, sunteți nervos, sunteți, nu știu, aveți o stare care nu neapărat este de liniște și când poți să conduci corect. Cu toții mai încălcăm regulile de circulație. Cine spune altceva, nu, eu nu pot. În mod evident, nu, da? Toată lumea încalcă. Eu ca șofer îmi doresc să fiu oprită să greșesc. Despre asta este vorba. Bine, eu am să deschid dezbaterea în momentul ăsta. O să-i rog și pe oamenii care ne sună din România să ne spună despre procesul ăsta administrativ, că eu asta nu înțeleg. De ce ia 10 ani ca să ajungi la aceeași concluzie simplă pe care acum o avem în față? Și nu mă refer la acest caz, mă refer la numeroase alte cazuri din România. V-am întrebat așa la 0372 069599, cât timp durează să ți se aprobe o cerere la o primărie din România? Unde se blochează, de fapt, actul administrativ? Unde se blochează, domnule? Cine și în ce moment spune că nu se poate? Uite că am un răspuns aici. Un singur lucru vreau să mai spun. Acel polițist care s-a apucat, polițist, acceptăm termenul, deși nu-l merită, care s-a apucat să-l bată pe vecinul nostru ca să-și arate mușchii și atât, nu are ce căuta în poliție, domnule ministru de interne. Nu intrăm în Schengen cu alt fel de indivizi care în plină stradă, doar pentru că a cerut, domne, respectați trecerea de pietoni. Iar când s-au apucat să tragă de el, să vede pe film cum omul a ridicat mâinile în sus. Au fost comentarii la unele posturi că s-au bătut cu poliția. Nu! Aveți un individ acolo care nu are ce să caute în poliție și asta susțin până mor.
Mulțumesc. Care am fost agresate, printre care și eu. Nu este vorba doar de Laurențiu, este ce promit că Laurențiu a ajuns în salvare, a venit smurdul. Promit că o să fac o emisiune separată despre atitudinea poliției. Mulțumim. Deocamdată e poliție aici, de nu știu exact ce face, dar e poliție aici unde spun noi. Da. Cu genunchi după de desubt, haideți să deschidem dezbaterea asta. 0372069599. Bogdan, salutare, de unde ne suni? Salut, salut Cătălin, sunt din București și ai pus o întrebare foarte bună. Permite-mi cumva să explic în baza experienței pe care o am. Administrația străzilor București este instituția care se ocupă de semaforizare, marcaje rutiere și alte investiții precum instalarea stâlpilor de antiparcare. Eu am făcut zeci de sesizări scrise la administrația străzilor, au fost confirmate și avizate împreună cu brigada rutieră în comisia tehnică din primăria capitalei și sunt trimise de 2 ani de zile, avizate și neimplementate. Din ce am înțeles, administrația străzilor are un proiect de 100 de intersecții semaforizate, inițiat în 2012, deci atenție, acum 10 ani a inițiat de semaforizare, și nici până în anul acesta nu le-a terminat, că sunt sesizări pentru semaforizări, cum este la antiaeriană, sau cum a fost și la splaiul Unirii cu abatorului, unde a mai decedat o persoană în urma unui accident pe trecerea de pietoni, dar o săptămână după antiaeriană, și pe splaiul Unirii cu abatorului au fost făcute sesizări de ani de zile ale cetățenilor, în care solicită măsuri, dar... Da. Am aceste documente în față, confirm, sunt 100 de studii de fezabilitate. Chiar rog pe cineva să sune astăzi să-mi explice ce Dumnezeu e studiul ăla de fezabilitate, cât trebuie să dureze și de ce atât de mult, oameni buni. Spune-mi, te rog, Bogdan, da, spune. Unde se întrerupe lanțul ăsta? Îți dai seama? Așa. Zic eu unde se întrerupe. Instituțiile acestea subordonate primăriei generale, de exemplu, cum e administrația străzilor, care este condusă de un politician de la PMP, aceste instituții au niște bugete, au o conducere și trebuie să-și facă investițiile în baza unui buget. Ele au un buget și mereu se plâng, domne, că facem lucruri în cât ne permite bugetul. Eu aș vrea să văd, în urma acestor accidente cu decese, că reprezentanții cetățenilor, adică consilierii generali, inclusiv cu primăria și instituțiile, să ia măsuri să aloce mai multe fonduri pentru investiții în siguranță rutieră, că murim pe trecerea de pietoni. Investiții, om, fonduri, încă o dată, urgent. Să pună 100 de semafoare? Pune. Pe asta zic. Zici că din lipsă de bani orașul ăsta n-a putut să pună 100 de semafoare, adică e vorba doar de deci, bani? Deci, din lipsă de fonduri, pentru că conducerea instituției și reprezentanții cetățenilor din Consiliul General nu sunt interesați să aloce mai multă fonduri, mai multă prioritate, să urgenteze siguranța rutieră, adică să se uite pe buget. Dom'le, câți bani avem pentru semafoare anul ăsta? Terminăm proiectul din 2012? Nu-l terminăm. Păi ar că am trebuit să-l terminăm. Haideți să punem mai mulți bani. Asta ar trebui să facă reprezentanții cetățenilor, okay. Asta ar trebui să facă primăria, să se uite care sunt problemele și să zică, bă, faceți lucrul ăsta, aveți nevoie de bani? Vă dăm bani. Haide, dar nu se întâmplă. Mulțumesc pentru că primăria mult, nu vrea și Consiliul General numără muște pe perete. Mi-e greu, adică, bun, înțeleg, știu că uneori ești sărăcie, știu că uneori e nevoie de echilibru, uneori e nevoie de alte priorități, da? Mi-e greu să cred că e vorba numai de lipsa de bani. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. Mișu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Caut un răspuns. Unde se rupe firul ăsta administrativ? Haideți să, prima oară să o luăm așa, deci cu asta, semaforizarea, că vorbea domnul de dinainte, de semaforizare. Eu sunt apolitic, asta să fie clar, să vin din capul locului. Așa, deci cea mai mare prostie care s-a făcut de la Revoluție în România a fost semaforizarea excesivă în București. Semaforizare excesivă. Să vă dau un exemplu. Eu am lucrat în Portugalia din 2002 până în 2004. În Lisabona am lucrat. Ei aveau aceeași problemă. Trafic ca în zilele noastre în București. Și ce s-au gândit ei? Băi deștepți? Au zis, bă, frate, desfințăm
toate semafoarele, ci pune numai sensuri giratorii. M-auziți? Da, da, te ascult cu interes, dar mi-e greu să cred că Lisabona e un oraș numai cu sensuri giratorii. Ascultați, băi, duceți-vă în Lisabona și o să vedeți. În afară de partea cu tramvaie, în centru vechi, atât. Acolo sunt într-adevăr semafoare pentru că tramvaiele sunt considerate o chestie istorică la ei. Atât. Ei, în 2002, când am ajuns în Lisabona, traversam orașul cap-coadă în cam două ore jumate. După ce au făcut giratorile, au desfințat toate semafoarele și au făcut numai sensuri giratorii, făceam drumul acesta într-o jumătate de oră. Deci au desfințat toate tramvaiele, le-au făcut cale pentru mașini, au făcut banda doar pentru autobuze, hibrid, bine, acum bănuiesc că sunt electrice la ei. Am înțeles asta. Mă refer așa. Spune-mi și mie, aici cum ai fi rezolvat la București? Pe urmă, exact în același mod. Pentru că este semafoarele sunt excesive. Mai punem 100 de semafoare. Știți ce înseamnă asta? Facem blocaje peste blocaje. Nivelul de la un șofer de nervozitate crește. De-aia și bagă aia viteză când își trec peste oameni. Și încă ceva. Educația în sânul familiei. Eu un băiat de 24 de ani și o fată de 18 ani. Le-am spus de fiecare dată. Când traversați strada, vă asigurați că și cel de pe banda 2, numai cel de pe banda 1 care vă acordă prioritate, se oprește. Nu traversați până nu se oprește și ăla de pe banda 2 sau 3. M-ați înțeles? Am înțeles punctul tău de vedere. Stăm cu ochii în telefoane. Îți mulțumesc tare mult, dar deviem un pic de la subiect, pentru că eu astăzi vă întreb un lucru diferit. Asta nu e o discuție despre circulație Musai astăzi. Este o discuție care pleacă de la circulație. Eu vă întreb despre actul administrativ, da? Când faci o cerere pentru un lucru vreme de 10 ani și totuși e greu de pus în practică și se întâmplă asta după proteste ale populației și după mai mulți morți, vă rog să-mi explicați unde se întrerupe actul ăsta administrativ. De ce nu se poate lua decizia? Și vă întreb la fel, în localitățile în care trăiți, cât timp durează să se aprobe o cerere la primărie? Da? Unde se blochează actul administrativ? Și cum procedați ca să deblocați? Că avem nevoie și de tipul ăsta de sfat. Vali, salutare, ești la România în direct. Salut! Un exemplu foarte simplu. Am cerut o autorizație pentru închiderea unei terase. De bună credință, am zis, hai să nu fac închiderea terasei fără autorizație, să cer autorizație. Am ajuns în situația în care trebuie să umblu pe la toate autoritățile care cer tot timpul documente suplimentare și durează cel puțin 2 sau 3 luni de zile dacă mă ocup de în mod coerent și persistent de acest lucru. Și este o simplă închidere de terasă. Nu schimbă regim de înălțime. Adică ce numești terasă? Terasă? Definește-mi terasă. E o terasă la casă. Ok. Casă, da. De ce credeu că este asta? Pentru că lumea își ascunde câteodată incompetența în reglementare excesivă. Și de asta lucrurile durează foarte mult, de asta ni se cer 30.000 de avize, pentru că nu există cineva care să-și asume responsabilitatea și să zică, da, mă, uite, omul ăsta vrea să-și închidă o terasă, îi dăm autorizație de construcție. Nu. Trebuie să parcurg exact același drum ca și cum aș construi un bloc. Trebuie să iau aviz de la Ministerul Culturii pentru că trebuie să-mi închid o terasă. Și trebuie să și plătesc 750 de lei la Ministerul Culturii. Trebuie să iau autorizație. Serios? De la... Dar de ce? De patrimoniu sau ce? Care e ideea de a ajuns la Ministerul Culturii? Sunt într-o zonă în București noi care ține de Primăria Capitalei și tot ce se întâmplă aici trebuie verificat și paraverificat. Domnilor, înțeleg dacă fac o casă nouă,
dacă fac un bloc, dacă fac ce se construiește în jurul meu. Dar cineva trebuie să înțeleagă că dacă cineva vrea să închidă o terasă și nu modifică cu absolut nimic înălțimea, trebuie să mă duc la Autoritatea Aeronautică Civilă, care în plus față de actele obișnuite mi-a cerut măsurători într-un sistem pe care doar ei îl folosesc cu cineva care este autorizat să facă aceste măsurători. Stai un pic, deci, tu vorbești serios că pentru închiderea terasei ai nevoie de aprobare de la Autoritatea Aeronautică? Exact. Da. Nu cred. Nu cred. Unde avioanele trec spre culoarul de aterizare de la aeroportul Băneasa, sunt relativ aproape de acest culoar de zbor. Nu sunt chiar pe acolo. Okay. Sunt de acord că trebuie să, orice autorizație trebuie să ia și acceptul celor de la avioane. Dar oamenii încă o întrebare, fii atent. Încă o întrebare, fii atent. Tu ai depus cererea sau ești puțile astea? Mai repetați, vă rog, că nu am înțeles. Ai depus cererea pentru închidere într-un singur loc sau plimbi actele pe la toate instituțiile astea? Am depus cererea la Primăria Capitalei, este arhitectul care se ocupă de lucrul ăsta, dar fiecare instituție care este implicată oarecum tangențial sau hiperbolic în această acțiune, trebuie să-și dea acceptul, trebuie să mă duc la fiecare dintre ele. Asta vreau să știu. Deci mergi la fiecare dintre ele. Prieteni, exact. Da, mulțumesc tare mult, Vali, îți țin pumniști, îmi închipui prin ce treci. Prieteni, asta este România, fabuloasă din punctul ăsta de vedere. Vă dați seama că omul ăsta are de mers la 7 instituții ca să strângă actele alea, pentru că ani de zile digitalizare, interconectare, oamenii ăștia nici măcar nu vor să trimită plicuri între ei, ceea ce ne-ar ușura viața. Uite mă, are omul ăsta o cerere, poftiți hârtie asta, ce părere aveți despre chestiunea asta? Absurditate în foarte multe dintre aceste situații. Vă explicați și acum de ce unde sunt eu aici la această trecere de pietoni durează 10 ani ca să nu se facă. Alminteri, în 2018, pe o comisie tehnică din București spunea: domnule, aici încurajăm traficul. Ok, asta a fost o greșeală. O admitem 4 ani mai târziu că a fost o greșeală. Înapoi, unde se întrerupe fluxul administrativ în România? De ce avem atât de multă birocrație? Salutare, Elena, care e povestea ta? Bună ziua! Eu sunt din partea administrației. Lucrez în administrație publică locală de 19 ani. Așa, ok, deci, ce bine îmi pare. Spune-mi, povestește-mi. Da. Nu prea am treabă eu cu autorizațiile, susțin ceea ce spune domnul, dar noi suntem țara birocrației. Primul lucru care ne omoară pe noi ca funcționari este legislativul. Așa. Și guvernul, care dau norme care se bat de cele mai multe ori cap în cap. Nu ai pe cine să întrebi, nu ai de unde să ceri informații, îți vine Curtea de Conturi și tu ești vinovat că nu știi să aplici. Ce aplici? Cu referire la autorizații, au fost atât de, cu legea autorizațiilor, legea 50, au fost atât de multe modificări la ea, care s-au bătut cap în cap, și abia în alta curte de casație și justiție a venit să reglementeze după câțiva ani de zile că legislativul nu a fost în stare. Cazul domnului este unul fericit, dar cu siguranță cunoașteți și știți ce înseamnă aplicarea legilor fondului funciar și cum oamenii plâng de peste 30 de ani să-și primească niște terenuri. Eu fac parte din categoria lor a mici proști, îmi cer scuze, dar asta e adevărul. Vrem să schimbăm ceva, dar degeaba dacă nu avem susținerea necesară. Vin oamenii și plâng și nu știu cum să-i rezolvi, pentru că degeaba vrei tu să-l ajuți. Dacă el mai mare ca tine, nu vrea. Cam asta este chestia. Ce faci? Este politic tot. Ce faci, Elena? Așa, stai că ajungem și la asta. Ce faci când ai în față două norme care se bat cap în cap și tu ca funcționar trebuie să iei o hotărâre? Cum procedezi? Încerc să aplic ce este mai favorabil pentru cetățean, dar ăsta este cazul meu.
și încerc să caut soluții și când dau cu subsemnatul știu că parchetul e de partea mea. Asta știu sigur. Când vin în slujba cetățeanului și încerc să rezolv cetățeanul. Dar câteodată nu se poate. Cu părere de rău, câteodată nu se poate. Dar de cele mai multe ori, majoritatea cam așa încercăm. Șefii tăi, care, cei despre care spui că sunt numiți politic, își asumă niște acte de astea care ar putea rezolva niciodată? Dar cum se procedează? Foarte simplu. Vin, țipă, urlă, semnează, dacă nu vrei să semnezi, intri în altele. Și când vin controalele de sus, noi n-am știut nimic. Și controlul întreabă, dar nu ai specialist? Ba da, dar specialistul nu mi-a spus. Spune-mi, dacă ai fi să lași aici la această emisiune... Ce se întâmplă în administrație? Dacă ar fi să lași aici un gând din partea funcționarilor publici din țara asta, adică dacă ar fi pe acest lanț al administrației, al birocrației de fapt, să se rezolve un lucru despre care tu zici că e simplu, pe care l-ai rezolvat? Sau ce gând ai lăsat aici? Să nu mai fie permise angajările pe pile cunoștințe relații, asta de omoară. Avem foarte mulți colegi, mi-este rușine să spun, dar ăsta este adevărul, care nu au ce căuta în administrație. Iar cuvântul de analfabet funcțional se potrivește foarte bine unora dintre ei. Citesc și nu înțeleg ceea ce citesc. Și nu știu să aplice ceea ce citesc. Se spunea și domnul de mai devreme. Oamenii nepregătiți în niște posturi cheie. Este cea mai mare problemă. Excepțională intervenție. Excepțională intervenție. Mulțumesc tare mult, Elena. Vedeți cum se așează lucrurile? Dacă pe lanțul acesta, și aici unde sunt la antiaeriană, vreme de 10 ani, n-a zis, doamne, de ce să ne asumăm? Lasă încolo, ce, până la urmă, ce se rezolvă? Răspunde cineva astăzi, sau le explică cineva familiilor de aici care au pierdut oameni, care ar fi putut salvați? O, domnule, aici e o chestiune de decizie administrativă, politică, ponderăm, ne gândim. Mă întreb oare dintre cei care au avut decizia asta, câți ori fi venit în locul ăsta să se uite, să înțeleagă, să vadă, sau se lucrează doar pe acte? Astăzi sunt sigur că unii oameni au văzut. V-am spus, era multă lume de la primărie. Poate înțeleg despre ce-i vorba aici. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct. Pe administrație, birocrație și documente discutăm astăzi. Ce poveste aduci? Alo, bună ziua! Mă numesc Dumitran Ștefan Vasile și vorbesc din Baia Mare. În administrația publică din Baia Mare, deci respectiv de la primăria Baia Mare, se găsește la birou de urbanist acolo o persoană, doamna Mureșan, care, la care am făcut o cerere pentru a mi se da un răspuns urgent în perioada cea mai scurtă. Deci am plătit acea taxă de urgență și trebuia să-mi dea actul respectiv în cel mult o săptămână. Ei, am așteptat 30 de zile. După 30 de zile m-am dus și am mai așteptat încă 3 zile. Mi-au spus că e de negăsit actul și că nu știu unde s-o fi rătăcit. Domnule, în țara asta, birocrația este atât de mare și minciuna și corupția, de nu mai poți să... Nu mai știi ce să faci, domnule. Ții câmpi, nebunești pentru niște hârtii care ar trebui date în regim de urgență. Ce ne facem de cu curiozitate, de curiozitate, la ce vă trebuia hârtia aia? Adică de ce era așa urgentă? Ce rezolva în viața dumneavoastră? Îmi trebuia pentru justiție. Pentru că aveam probleme cu vecinul meu care și-a construit ilegal un gard și eu trebuia să demonstrez că dumnealui a făcut gardul fără să aibă autorizație de construcție și în timpul acesta de 30 de zile i s-a dat autorizație de construcție și a fost aranjate toate actele. N-a avut nici panou de înștiințare de începere a lucrărilor. Am sesizat și acest fapt la poliția locală din Baia Mare și la secția de urbanism. Și la deci stați așa, domnul Ștefan, ca să înțeleg. Ca să înțeleg exact. Deci câtă vreme dumneavoastră cereați actul care să arate nedreptatea,
între primăria i-a eliberat un act vecinului care să-l pună în legalitate, cum se face cu multe construcții în România. Da, bineînțeles că așa s-a făcut. Fabulos. Fabulos, da. Ce exemplu mai bun vedeți? Mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. Atenție pentru Băi Măreni. Duminică seara la ProTV, la România Te Iubesc, Alex Dima are o anchetă care se numește Oameni și Gunoaie. Este despre groapa de gunoi a orașului dumneavoastră în Baia Mare, dar e o problemă pe care o regăsești și la București, și la Cluj, și știu eu multe alte părți ale țării, acolo unde gunoaiele nu mai pot fi colectate în gropile astea, care se umplu, ne îmbolnăvești și ne sufocă. Luni la România în direct o să vină Alex Dima și o să stea de vorbă cu noi despre oamenii și gunoaiele din România și despre cum rezolvăm această mare problemă a gropilor de gunoi din țara asta care s-au umplut. Ce facem mai departe? Dar asta se întâmplă de-abia luni. Astăzi România în direct e de aici, din București, iar acum o ascultăm pe Nicoleta. Salutare, Nicoleta! De ce durează decizia administrativă atât de mult în România? Nu mai aud pe Nicoleta, cred că am pierdut-o din punctul ăsta de vedere, sau poate nu ne aude ea pe noi. Hai să mergem mai departe la Radu. Salutare! Alo, vă salut! Radu sunt. Aș dori să răspund la întrebarea de ce. Din ce cauză se întâmplă aceste lucruri. Eu o văd puțin mai general. Acum vreo câțiva ani de zile a apărut o carte care n-am mai văzut-o, dar se găsește pe Google, se poate căuta. 100 de documente secrete ale KGB-ului pentru securitățile naționale. Te rog să repeți, la noi aici pe teren a fost o întrerupere și nu te-am prins, nu știu dacă și pentru ascultători e valabilă, dar te rog să repeți titlul cărții acolo. În afară de țara noastră. Ei... Una din cele 100 de directive, de fapt, secretă, era așa. Dacă se constată o neregulă pe plan social sau pe orice plan, autoritățile centrale să investigeze cu foarte mare atenție cazul respectiv, dar să nu se facă nimic. Să nu se facă nimic. Ceea ce înseamnă că în acest caz se urmărea un blocaj al inițiativei particulare cu scopul de a se centraliza decizia. Deci, dacă se face ceva, se face numai de la plan central. În ceea ce privește autoritățile regionale sau astea administrative, scopul este foarte simplu. Este vorba de o corupție auto-întreținută. Deci se dă prioritate la acțiunile care au importanță în ochii lor, pentru care se obțin niște bani, restul se împing pe plan secundar. Din cauza asta nu se găsesc bani decât pentru anumite acțiuni, pentru alte acțiuni nu. Iar în ce privește documentul ăsta de care vă spun, v-aș sugera una dintre discuții să se facă cu aceste documente pe masă, pentru că pe mine personal m-a îngrozit când le-am citit. Toate necazurile care le-am găsit noi înainte, eu le-am găsit explicațiile în aceste documente. Totul a fost programat. Și încă un lucru vreau să spun. Aici cu programarea, niște îndoieli. Comunismul a lăsat o hecatombă, dar am niște bănuieli că, cum să zic, nu puteau să lucreze chiar atât de în detaliu la toate nenorocirile. Adică îi suspectez și de foarte multă prostie, să știți. Nu neapărat de conspirație. Da, numai că ceea ce voiam să vă spun este că în comunismul s-a instaurat cu forța armelor, dar trebuie să vă gândiți la un lucru.
în 89, când a căzut în toate părțile comunismul, a fost foarte ciudat că URSS-ul a fost de acord cu asta. Ori ceea ce atunci mi-a dat prin cap este că înseamnă că erau atât de siguri că de fapt comunismul se va reproduce, că aveau oameni în toate părțile, că nu le-a mai păsat, ba chiar au întreținut acest lucru. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. În România este, da, într-adevăr, foarte posibil să avem și această cauză pentru administrație proastă. Poate în România, vorba lui Gary Kasparov, este singura țară în care planul lui Gorbaciov de a avea o nouă față a comunismului a reușit. S-ar putea ca administrația noastră să funcționeze așa și din acest motiv, pentru că este până la urmă făcută pe rădăcinile administrației comuniste. Dar mai învățăm câte ceva, nu? Sorin, salutare, ești la România în direct. S-a trăit. Cred că sunt ani de zile de când tot încerc să intru cumva cu dumneavoastră în direct. Bine, și cu Moise bun. Așa, acum am mai zimerit exact în miezul problemei. Sunt exact într-o dispută cu una dintre administrațiile din București. Părerea mea este că acolo pleacă totul, de sus până la funcționari. Deci primii vinovați eu cred că sunt funcționari. Pur și simplu, dacă ai o problemă, nu ai cu cine să discuți. Nu găsești acel cineva care ți-a întocmit documentele. E vorba de sectorul 4, unde totul s-a digitalizat. Că tot mergem pe ideea de digitalizare. Mi s-a atras atenția cu 3 luni pe scurt că eu n-am declarat un punct de lucru al unei firme acasă la mine și că trebuie să plătesc un impozit mai mare. Am fost de acord, am depus toate actele. Mi-a venit cu amendamentul că totuși nu trebuie declarat într-un anumit fel clădire, adică nerezidențial, pentru că eu stau acolo. După o lună mi s-a trimis, bineînțeles că am fost declarat nerezidențial ca să primesc un impozit mai mare, pe care a trebuit să-l plătesc, m-au obligat să-l plătesc urgent, chiar dacă eu am cerut o recalculare și am depus documente în plus pentru chestia asta. Totul s-a făcut digital, deci toate documentele le-am depus digital, totul am făcut ca la carte. Acum, când a trebuit să vină a doua rezolvare, pentru că eu am spus din start, merg pe calea legală și anume trebuie să dau recontestare, după aia trebuie să depun contestație și de-abia după aia dau în judecată primărie. Când a trebuit să-mi vină a doua rezolvare, aceasta n-a mai venit. De ce? Tocmai ca să nu pot să îndeplinesc pașii să ajung în punctul final. Adică să dau primăria în judecată și așa mai departe. Am încercat să mă duc și acolo. Acolo era un singur om care s-o ocupa de toate problemele cu spațiul locativ, iar inspectorul care s-a ocupat de cazul meu nu este la serviciu până marți într-un program de 9 dimineața după masă. Tehnic, asta ce îmi descrii tu înseamnă că ai pierdut termenul de trimitere în judecată, nu? Nu știu exact, că urmează, eu până acum n-am vrut să iau un avocat, pentru că am zis, hai să încercăm să facem toți pașii legali. Urmează probabil să iau un avocat, să sar pașii legali, pentru că pașii legali nu se pot face tocmai pentru că ei nu vor să dea acel răspuns. Deci cumva totul... Ai o explicație? Pentru că mai avem un minut, Ți-ai făcut o explicație în cap după episodul ăsta din viața ta? Dacă ar fi să-i spui primarului de la sectorul 4 acum, care, să zicem, că ar asculta emisiunea asta, ce îi zice să rezolve în relația asta? Și m-a blocat inclusiv pe Facebook. Deși am încercat în mod elegant să-i spun treaba asta. Deci nu ai, în momentul de față, după părerea mea, singura chestie care ar trebui făcută ar fi ca oamenii din administrație să fie înlocuiți cu oameni cu răspundere, fiecare să aibă să răspundă de cineva, adică inclusiv eu când am o problemă pe partea de taxe sau pe partea de aia, să am un inspector asociat cu care să pot vorbi direct. Altfel nu se poate face nimic. Și asta uite este valabil și pentru antiaeriană, adică cineva să fie responsabil de cele 50 de străzi din zona respectivă.
s-a întâmplat ceva? Da. Mulțumesc tare mult. Că se poate întâmpla asta? Mulțumesc tare mult. Plecăm măcar cu o idee de aici. O idee de reorganizare, o idee de răspundere în fața cetățenilor, o idee în care noi trebuie să comunicăm. Administrația nu ne este cineva superior, nu ne este cineva de care să ne rugăm. Sunt oameni pe care îi plătim să ne rezolve problemele. Noi plătim destul, ne mai sfătuim, poate îi plătim și mai mult, dar în același timp trebuie să fiți receptivi și atenți la problemele noastre. Trebuie să vă gândiți la deciziile dumneavoastră, așa cum spun întotdeauna, ca și cum ar fi luate pentru copiii voștri. Dacă cineva ar fi fost mai atent și aici la Antiaeriană, unde sunt acum, poate am fi avut mai mulți oameni în viață. Echipa de muncitori care s-a apucat de lucru în dimineața asta aici de la primărie a început să facă curat. S-a așternut primul pas pentru un semafor provizoriu aici. A luat numai puțin de 10 ani și câteva morți cumplite ca lucrul ăsta să se întâmple. Poate povestea asta de aici să fie o învățătură pentru administrația, dar și pentru cetățenii acestei țări. Odată că trebuie să vă cereți drepturile și să faceți asta pas cu pas, de la scrieri, petiții, întâlniri, consilii locale, audiențe la politicieni, până la proteste și la administrație, când atâta vreme, atâția oameni vă spun același lucru, aplecați-vă încă o dată și încă o dată, nu numai cu documente, ci și cu suflet. Uneori e nevoie. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.